ziua! Suntem în Smeură și am început să culegem rodul muncii. Era și normal. Avem și ajutoare. De fapt, nu sunt ajutoare, că ăștia sunt asociați sau e șeful suprem. Da. Da. Culegem ce este copt, da? Se vede. Ce o să rămână? Ne fiind copt, asta în 2-3 zile o să coacă și ele. Nu am avut, cum se vede, între rândul la nivelul solului. Nu am avut probleme cu mană sau, știu, insecte, afide. Putem să zicem că, în ciuda lipsii apei, totuși Smeura au mers destul de bine. Uitați, avem Smeură care le-au scuturat floarea. Este un soi de smeură care rodește o singură dată pe an, nu rodește de două ori. Deci nu ne înflorim de două ori, nici nu rodește de două ori, în schimb ea se coace treptat. Deci, noi o să luăm doar ce este copt și după aia revenim din nou la câteva zile pentru a culege din nou. Cam așa arată plantația noastră de smeuri. Suntem mulțumiți de ceea ce putem să culegem. Era și normal, măcar la smeuri, să avem o satisfacție să și culegem. Vă salut și ne revedem la următorul clip. Mama mea e florireasă, se scoală de dimineață, vinde florile pe piață. Pe o străduță mică negustă, venea o fetiță în pustă, cu ei și cu papuci, și-o întrebai unde duci. Eu mă duc la mama să-și dea bărfa, mă duc să o ajut și eu, că e coșul mami greu.